Dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de Apologia. Este o vreme excelentă și cu siguranță este un timp potrivit pentru a discuta anumite lucruri foarte importante despre mântuire și lucrurile acestea analizate pe o predică din care veți auzi anumite porțiuni imediat. Vreau să spun din capul locului cum am încercat să lămuresc oamenii de-a lungul timpului, deși e foarte greu de făcut lucrul ăsta cu unii, că scopul meu este pur și simplu acela de a încuraja, de a ajuta oamenii să asculte critic, în sensul pozitiv al cuvântului, ceea ce le este predicat, ceea ce le este expus înainte. Printre altele, vă rog să-mi scuzați, vocea nu mă ajută foarte mult, sănătatea în perioada asta e puțin șubredă, dar îmi voi reveni în curând, sper eu. Predica aceasta a fratelui Viorel Candreanu este o predică în care dumnealui pe a locurilor, atacă anumite puncte din ceea ce astăzi este numit calvinism sau doctrine Harului. Din nefericire, ce mai mulți oameni habar nu au despre ce este vorba. Nu vorbesc despre fratele Viorel, bineînțeles, ci vorbesc despre oameni în general. Și dacă lași pe cei care se opun calvinismului se expună calvinismul și să aducă niște argumente împotriva acestuia, s-ar putea. Ca oamenii să zică, oh noi nu suntem calvinici, nu credem în calvinism, în doctrinele Harului sau în doctrinele calviniste, dar de fapt ceea ce uh, ei gândesc să nu fie calvinism, ceea ce le-a fost spus să nu fie absolut deloc ceea ce învață doctrina calvinistă. Acum vă spun deschis, pentru mine este puțin important, până la deloc important, faptul că cineva numește doctrinele acestea, Evanghelia, uh, prezentată în felul acesta, calvinism, necalvinism, doctrinele Harului sau oricum este puțin important. Sunt foarte cu unii mai uh, atașați de a mă eticheta pe mine, pe alții, decât sunt eu atașat de eticheta calvinism, calvin și așa mai departe. Ceea ce este foarte interesant este că în țară la noi, încet, încetul, predicatorii, păstorii, evangeliștii au început să ia contact cu această perspectivă asupra mântuirii, perspectivă care accentuează predestinarea, care accentuează păstrarea Sfinților în Har, faptul că mântuirea este lucrată de Dumnezeu de la început până la capăt, faptul că Isus Hristos n-a murit așa la întâmplare pentru toată lumea și ei fiecare aleg cine să se mântuiască sau să fie mântuit și așa mai departe, ci Dumnezeu este acela care scoate oameni din păcat, din moarte spirituală, îi mântuiește și ține până la capăt și îi duce fără niciun fel de excepție pe toți în glorie. Sunt oameni care aderă la aceste doctrine care devin foarte dragi sufletului atunci când sunt înțelese și de aceea predicatorii care simt intrarea acestor învățături pe care eu le consider total biblice și voi argumenta de ce, ei cumva vor să protejeze. Sunt 100% sigur că dorința lor este una sinceră, intenția lor este una sinceră, vor să protejeze adevărul lui Dumnezeu. Din nefericire cred că se face un atac împotriva esenței Evangheliei asta este convingerea mea, asta o apăr, asta încerc să o dovedesc cu Sfânta Scriptură. Acesta este motivul primar pentru care fac asemenea clipuri. Nu am absolut nimic împotriva fratelui Viorel Candreanu, nu am absolut nimic, cum spun oamenii, ai ceva cu omul ăla. nu am absolut nimic cu fratele Viorel Candreanu și cu nimeni altcineva. Inima mea e liberă în față de toți. Toate interacțiunile mele cu dumnealui au fost fericite, îndeosebit într-o perioadă foarte grea din viața mea în care am avut o discuție destul serioasă cu dumnealui. Din punctul ăsta de vedere arătat o atitudine pastorală, sensibilă, o înțelegere, o implicare deosebită la nivel chiar emoțional, psihic, spiritual față de persoana mea. Dar, acum discutăm despre anumite afirmații, despre anumite uh, remarci făcute despre o învățătură la care eu țin foarte mult, o învățătură care cred că face parte din Evanghelie. Și vreau să fac analiza aceasta, cercetare, aceasta cu toată dragostea, cu blândețe și doresc ca Dumnezeu să mă ajute întotdeauna să fac lucrul acesta. În prima afirmație pe care vreau să o analizăm, Dumnealui spune că noi credem în doctrina păstrării în har, dar Dumnezeu nu păstrează pe nimeni cu sila. Noi trebuie să avem și noi atitudinea de rămânere în har, că avem doctrina păstrării. Nu străgă Sfântul dar nu păstrează Dumnezeu cu sila pe nimeni, Rahar. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te păstrează dacă tu vrei să te păstreze, da? Și întrebarea mea este următoarea. Când am auzit afirmația asta pe care o aud foarte des, aud foarte des reacția aceasta, aud foarte des acuza aceasta. Dumnezeu ne păstrează și noi credem în păstrarea, harca voi, dar Dumnezeu nu păstrează pe nimeni cu sila. Cu ce e diferită învățătura aceasta de învățătura ortodoxă? Învățătura ortodoxă despre mântuire sau despre siguranța mântuirii, care spune, da, cu siguranță Dumnezeu mântuie oameni, dar totul depinde de tine în ultima instanță, da? Mi se pare mie că Evanghelismul românesc, din dorința de a proteja doctrina tradițională, a a cultelor evanghelice, s-a dus spre ortodoxie din nou într-o doctrină a mântuirii promovată de Biserica Ortodoxă pentru a se feri de ceea ce li se pare lor absolut înfiorător, că Dumnezeu ne păstrează în har, indiferent de ce s-ar întâmpla și asta ar putea să ducă la o viață de trăire în păcat. O observație pe care vreau să o fac este că atunci când vorbim despre sau când spunem că Dumnezeu ne păstrează în har, dar nu ne ține cu sila în harul lui, gândim omenește despre o ființă care este infinită. Tu n-ai cum să gândești felul în care Dumnezeu interacționează cu ființa umană la un moment dat pentru simplu fapt că Dumnezeu nu este material, nu este fizic, El nu este corporal, El este Duh, El este o ființă infinită, imposibil de cuprins cu mintea omenească, așa că Dumnezeu poate să te păstreze pe tine în har în ciuda faptului că tu la un moment moment dat nu vrei să te mai ții tu în harul lui Dumnezeu, nu vrei să mai continui pe calea Domnului, deși nu vrei Dumnezeu, te poate păstra în har fără să te silească. Tu zici cum să face lucrul ăsta. Nu trebuie să-l înțelegi. Dumnezeu nu este un om. Da, Dumnezeu nu silește pe nimeni în felul în care eu aș putea să silesc pe cineva. Să împing pe cineva acum sau să târâi pe cineva. El nu face lucrul acesta pentru că nu este corporal, nu este fizic, nu este material ca noi. Cu siguranță nu există tipul ăsta de silire, da? Nu poți să folosești tipul ăsta de limbaj pentru Dumnezeu, pentru că el lucrează cu totul diferit de cum lucrăm noi oamenii. A treia observație pe care vreau să o fac este că, da, din punct de vedere al experienței umane, chiar și noi spunem, un om când este mântuit, un om când trăiește pe calea lui Dumnezeu, el nu simte nicio forță coercitivă din partea lui Dumnezeu asupra lui, da? El nu simte că silii de Dumnezeu, mă simt tras de Dumnezeu ca să trăiesc în, în sfințenie, să trăiesc în supuneri sau în ascultare. Eu nu simt așa, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu exercită o forță supranaturală, miraculoasă, intervenții repetate supranaturale în viața mea, prin care Dumnezeu mă păstrează în harul lui. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă lucrul ăsta doar pentru că experiența mea și senzația pe care eu o am cu privire la lucrarea lui Dumnezeu nu îmi spune că s-ar întâmpla lucrul ăsta. Nu înseamnă că nu se întâmplă fiindcă experiența mea nu în... este conștientizată de mine în felul acesta. Da, eu nu conștientizez că sunt silit de Dumnezeu. Da, eu nu conștientizez că sunt constrâns de Dumnezeu. Da, Biblia spune că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Simți tu când îți dă Dumnezeu voința și înfăptuirea? nu. Înseamnă că Dumnezeu nu ți le dă pentru că tu nu le conștientizezi în experiența ta de fiecare zi. Nu. Promisiunea că Dumnezeu îți dă lucrurile acestea este adevărată, fie că tu o percepi, fie că nu o percepi. Fie că o conștientizezi, fie că nu o conștientizezi. Fie că ești capabil să înțelegi aceste intervenții spirituale, miraculoase, supranaturale, tainice, care trec dincolo de capacitățile noastre omenești, fie că le înțelegi, fie că nu înțelegi, ele sunt prezente acolo, sunt la lucru acolo. Așadar, a vorbi despre faptul că Dumnezeu nu silește pe nimeni, cumva aruncă umbra aceasta de îndoială: că noi, în doctrinile Harului, am învățat că Dumnezeu ne ține cu for forța mântuire, ne silește mântuire. Niciunul dintre teologii reformați, niciunul dintre cei care au înțeles învățătura asta splendidă a păstrării noastre în Har de către Dumnezeu, nu învață lucrul acesta. Nu experimentează lucrul acesta, că ar fi de Dumnezeu. Să presupune că Dumnezeu ne ar sili. El este Dumnezeu întregului Pământ. El este Creatorul nostru, Domnul nostru, autoritate peste noi. Dumnezeu are dreptul să intervină cu forță în viețile noastre. Necredincioșii de la 50-me care s-au acuzat de Dumne de Petru că l-au răstignit pe Domnul Isus Hristos și au fost, spune scriptura, străpunși în inimă. Au vrut să fie străpunși în inimă. Ce credeți dumneavoastră? Nu au vrut să fie străpunși în inimă. Ei au vrut să fie convinși de păcatul lor. Ei nu au vrut lucrul acesta. Ei nu au căutat o străpungere în inimă din partea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt a făcut lucrul ăsta în viața lor. Nu le-a cerut voie să facă lucrul ăsta. Când Duhul Sfânt luminează oamenii, convinge oamenii de păcat, când Duhul Sfânt deschide inimi, când Duhul Sfânt străpunge oameni și prăbușește la pământ, sub convingeri foarte puternice a păcatului, le cere Duhul sunt voie. O, uite, nu vreau să silesc conștiința ta. Nu vreau să pun o presiune pe conștiința ta. Mă lași să te conving de păcat. Mă lași să te luminez mă las să deschid inima. Dumnezeu nu întreabă niciodată lucrul ăsta. De ce nu întreabă? Toți în experiența noastră, a convertirilor noastre, ne dăm seama că Dumnezeu a făcut lucruri fără să ne ceară voie. Și a făcut lucruri față de care noi am fost împotrivitori. Și a făcut lucruri pentru care Dumnezeu nu ne-a cerut permisiunea. Și a făcut lucruri, repet, lucruri față de care noi am fost în opoziție. A fost contrarea acelor lucruri. Dumnezeu le-a făcut totuși. De ce? Este suveranul, Domnul, stăpânitorul întregului pământ. Și Dumnezeu face lucrul ăsta și cu credincioșii. David a trăit în curvie, l-a omorât pe soțul Batșebei și spune Scriptura foarte clar că mâna lui Dumnezeu a păsat asupra lui. Mâna ta a păsat cu puterea asupra mea. Atunci mi-a mărturisit păcatul. O, vezi? Dumnezeu l-a constrâns pe David. De asta și mărturisit păcatul. Asta înseamnă că n-a fost o mărturisire sinceră, nici vorbă, nici vorbă. Constrângerea lui Dumnezeu, forța pe care Dumnezeu o degajează, presiunea pe care Dumnezeu o pune asupra noastră este spre binele nostru. El are dreptul să facă lucrul acesta. Altfel nu ne-am întoarce niciodată la Dumnezeu și n-a rămâne credincioși niciunul dintre noi, fără niciun fel de excepție. Fără aceste intervenții, supranaturale ale lui Dumnezeu în viața noastră. Aveți apoi pilda aceea în care Domnul Isus Hristos vorbește despre luarea împărăției de la Israel și darea acestei împărății neamurilor, da? Darea acestei împărății bisericii. Și la un moment dat spune pilda acolo când locul acela uh, încă nu era plin, la un moment dat Dumnezeu trimite robii și spune, "Sileștei să intre! Wow! Are Dumnezeu dreptul să ne silească? El este Dumnezeu Păi da, dar unde e libertatea mea a voinții? El este domnul, creatorul, stăpânul întregului pământ? Bă, eu nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Asta e dovada că ești total depravat, că ești stricat. Asta suntem toți. Niciunul nu vrea. Niciunul nu caută cu tot din azi pe Dumnezeu. Dar este Dumnezeu care lucrează ca să fim mântuiți spre binele nostru în ultimă instanță. Saul este întâlnit de Hristos pentru drumul Damascului. Nu-l întreabă Hristos, auzi, uh, nu vreau să lezez libera ta voință. Ai vrea să dau cu tine de pământ. Nu-l întreabă. E, nu se întâmplă lucrul acesta. Nu acesta este modul de lucru al lui Dumnezeu. Dumnezeu pune presiune pe noi. Dumnezeu ne ajunge la situații limită. Dumnezeu ne frânge, ne zdrobește Dumnezeu. Și o face spre binele nostru. O face fără să ne ceară voie. Dacă ne-ar cere voie, niciunul dintre noi nu i-ar da voie să facă lucrul acesta. Apoi, dacă Dumnezeu ne-ar păstra în har, cât timp noi dorim lucrul acesta și acceptăm lucrul acesta, cum spune fratele, înseamnă că în ultima instanță noi ne păstrăm în har. Dacă el mă păstrează cât timp eu mă păstrez, înseamnă că eu mă păstrez în har în ultima instanță. Pentru că ce face el depinde de ce fac eu în ultima instanță, factorul decisiv al mântuirii tale ești tu. De ce? Că tu alegi să te păstrezi în harul lui Dumnezeu, de asta Dumnezeu te ține. În ultima instanță, Dumnezeu este doar o reacție la deciziile tale de fiecare zi de a te păstra în harul lui Dumnezeu. În ultimă instanță, tu ești acela care faci mântuirea ta, tu prelucrezi mântuirea ta. Cea mai mare porțiune din mântuirea ta, da? Ai convertirea, ai sfințirea și ai glorificarea. Cea mai mare parte, cea mai lungă perioadă de timp din mântuirea ta de pe pământul acesta este făcută depinde în totalitate de tine. Lucrul acesta ar trebui spus clar de la învoane de câte frați care cred exact ca fratele nostru. Ar trebui spus deschis. Mântuirea depinde numai de tine, de voința ta. Când tu nu mai vrei să încheia procesul mântuirii. Aia nu mai este păstrare în har. Aia este autopăstrare în har. Și teologia asta nu este diferită cu absolut nimic de teologia populară a românului. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în Ai Adică Dumnezeu face cât timp tu faci. Dumnezeu ajută pe cei care s-au avut singuri. Dom'le, ai putea să predici clișeele astea sau să spui lucrul ăsta. Doi, credem în doctrina păstrării hară. Dumnezeu păstrează pe cei care acceptă să fie păstrați. E același lucru cu a spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, că Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Este exact același lucru. Este teologia populară a omului nenăscut din nou. Spune eu că fratele Viorel sau alții care predica lucrul ăsta, să ne născuți din nou, nici vorbă, ci spun că este o aplicare a unei gândiri omenești într-o lucrare care este pur dumnezeiască, în esență dumnezeiască. Întreacă vreau să mă ating și de argumentul acesta pe care îl aduce, în care spune că, uite, Scriptura spune că să luăm seama să nu avem o inimă rea și necredincioasă. Și spune, aveți grijă să nu aveți o inimă rea și necredincioasă, care să vă... Despartă de Dumnezeu cel Bine. Vezi, chiar cuvintele sunt alese cu foarte mare grijă acolo. Dumnezeu nu spune prin autor să nu ne facem o inimă necredincioasă, ci să nu avem una. Dar el nu spune că cei care sunt credincioși ar putea să ajungă sau să devină cu o inimă necredincioasă, să ajungă la o inimă necredincioasă. Nu spune așa. Ce spune? Să nu avem. Dar să nu avem tipul acela de inimă. Și cui vorbește el acolo? Uitați-vă la context. Prezintă un pasaj în care vorbește despre poporul Israel de care Dumnezeu s-a dezgustat pentru că în tot timpul sau împotrivit lui Dumnezeu s-au răzvrătit față de Dumnezeu și au trăit în necredință și au murit în pustie concluzionează apostolul, din cauza necredinței lor. Dar nu vorbește despre oameni credincioși, ci despre un popor care de la început până la final l-a respins, l-a contrariat, s-a răzvrătit față de Dumnezeu. Întrebarea este, Dumnezeu compara aici niște credincioși cu poporul Israel necredincioși? Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu vorbește prin autorul cărții evrei, unor evrei care îl auziseră Evanghelia despre Domnul Isus Hristos și care se făceau vinovați de respingerea lui Dumnezeu, prin faptul că respingeau pe Hristos, ca general anterioare care au ieșit din Egipt și care au trecut prin pustie și care au fost chemați să intre în țara Canaan. Li se vorbește un evrei necredincioși, dar care au auzit Evanghelia și care erau unii dintre ei, capitolul 2, nepăsători față de o mântuire așa de mare. Deci, vedeți, contextul ne lămurește despre cine vorbește. Expresia este clară, să n-aibă cineva o inimă rea și necredincioasă, da? Nu spune că inima aceea a devenit necredincioasă, ci spune să nu aibă inima necredincioasă, da? Să nu aibă, să iasă din starea aceea prin pocăință și credință. Avem iarăși citat Ioan 3 cu 16, în care fratele pomenește pe Calvin și zice că și Calvin ar fi trebuit să înțeleagă acest lucru. Cu care? A murit Domnul Iisus Hristos pentru toate păcatele săvârșite de lume. Șansa mântuirii potrivit cu Ioan 3,16 e dată tuturor oamenilor. Și Calvin ar fi trebuit să înțeleagă asta. Ca o paranteză, zic așa, pentru cei care poate s-au dus în extrema asta. Zice Dumnezeu că șansa este dată tuturor oamenilor. Și că ar fi, ar fi trebuit să înțeleagă acest lucru. unde în Ioan 3 cu 16 se spune că șansa este dată tuturor oamenilor. Spune Dumnezeu a iubit lumea. Nu spune că a dat șansă tuturor oamenilor. A dat oportunitate tuturor oamenilor. Nu este același lucru cu a iubit toată lumea. Cineva poate face legătura asta, dar textul nu spune asta, da? Textul nu spune asta. În al doilea rând, când spune Ioan 3 cu 16, pentru că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică, este clar că limitează. În ce fel limitează? Spune oricine crede. Nu spune oricine nu crede. Oricine crede. Cred toți oamenii? Nu. Și acum haideți să o luăm altfel realitatea actuală, când trăim în această eră super tehnologizată, super tehnologizată, realitatea este una tristă. Peste 2 miliarde de oameni din lumea aceasta nu au auzit nici măcar numele Domnului nostru Isus Hristos. Este șansa dată tuturor oamenilor? Răspunsul este unul clar. Nu! Cu siguranță unii preferă să-și bage capul nisip cu privire la această realitate tristă, pentru că această realitate le cutremură însăși sistemul lor teologic despre mântuire. Mai mult le cutremură concepția lor falsă, greșită despre Dumnezeu, că Dumnezeu este unul care se duce și dă șanse egale tuturor oamenilor. Dumnezeu nu e marxist, comunist, Dumnezeu nu zice trebuie să aibă toți șanse egale, trebuie să aibă toți rezultate egale ale propoduirii evangheliei. Nimic de felul acesta. Nu există niciun fel de concepție de tipul acesta în ce privește lucrarea de evangelizare și mântuire. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Cei mai mulți dintre voi, poate care ascultați clipul ășa și sunteți mântuiți, ați auzit Evanghelia poate de mii de ori, ceea ce pentru cei mai mulți oameni de planetă nu s-a întâmplat nici măcar o dată. Ioan 3 cu 16 nu spune că Dumnezeu dă, dă șanse tuturor oamenilor, nu spune că dă șanse egale tuturor oamenilor. Realitatea nu ne arată că lucrul acesta este în felul acesta. Și gândiți-vă ce a fost în urmă cu mult timp în care oamenii n-au avut mijloace de deplasare pe care le avem astăzi, n-au avut mijloace de tipărire pe care le avem astăzi, n-au avut înțelepciunea, capacitățile pe care le avem astăzi și tehnologia care ne ajută să facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu au existat aceste lucruri. Dumnezeu nu dă șanse egale tuturor oamenilor. Scriptura nu ne învață lucrul acesta. O altă afirmație care este, din punctul meu de vedere, foarte periculoasă în mesajul acesta, este că Satan nu a fost distrus de Dumnezeu după ce a păcătuit, nu a fost scos afară din creație, pentru ca omul să aibă libertatea de a alege. Dumnezeu nu l-a anihilat de moment. De ce? să lase o alternativă ca noi să avem dreptul la alegere. Acum haideți să ne gândim, în primul rând, ce este libertatea adevărată? Este libertatea adevărată puterea de a alege între două opțiuni diferite? De unde avem filozofia aceasta, conceptul acesta omenesc străin de scriptură că libertatea adevărată înseamnă să alegi, să ai puterea, oportunitatea de a alege între bine și rău. De unde e lucrul acesta? Nu din Biblie. Libertatea adevărată este puterea, voința de a face doar bine. Atunci ești liber cu adevărat. Domnul Iisus Hristos asta spune. Voi este toți rob păcatului. Dar dacă Fiul vă va face slobozi, slobozi de ce? De păcat, că despre asta am vorbit, robia păcatului, veți fi cu adevărat slobozi. Libertatea este trăirea în bine, în sfințenie. Și acest lucru nu se face prin voința proprie, prin decizia mea, ci o face Fiul lui Dumnezeu. Asta spune însuși Domnul Isus Hristos. Total opus de ce auzim astăzi. Nu doar frate Viorel spune lucrul acesta. Asta este filozofia omenească, împământenită în capetele, în inimile celor mai mulți oameni. Nu sunt liber decât dacă am astea două variante, rău și binele. Biblia nu spune asta. Domnul Isus nu spune asta. Domnul Isus spune că trăiești în păcat, ești rob, nu ești liber. Când ai opțiunea păcatului, nu ești liber, ești rob. Că dacă ți se dă opțiunea păcatului, tu sigur vei păcătui fără Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu în sus este adevărata definiție a libertății. Cred că nu există niciun dubiu pentru toți care ascultați clipul ăsta că Dumnezeu este cea mai liberă, dacă aș putea să spun, ființă din universul acesta. Cea mai liberă ființă. Nu există nicio ființă la fel de liberă ca Dumnezeu. El are libertate absolută. Întrebarea este, Dumnezeu are opțiunea răului? Răspunsul este nu. Dumnezeu nu poate să mintă, spune Scriptura. Dumnezeu nu poate să-i spitească pe nimeni. Dumnezeu nu are în sine opțiunea răului. Caracterul lui, natura lui îl oprește ca Dumnezeu să dorească rău, să facă rău, să gândească rău și așa mai departe. Dumnezeu este adevărata definiție. El ne-a făcut după chipul lui, da? Dumnezeu este adevărata definiție a libertății, a libertății. Dumnezeu este. Ești liber. Da? Ești ca Dumnezeu nu când te împotrivi lui Dumnezeu, cum a făcut Adam și Eva. Atunci și-au pierdut libertatea. Ești ca Dumnezeu din punctul ăsta de vedere că nu ai anumite constrângeri care nu te mai lasă lăuntrice, care nu te mai lasă să păcătuiești. În al treilea rând, vreau să vă pun întrebarea aceasta. Omul înainte de cădere, omul înainte să vină satan acolo, era liber? Omul înainte ca Dumnezeu să-i dea porunca să mănânce din pomul respectiv, era liber? Deci întrebare. Omul era sfânt? Era cu Dumnezeu, era liber? Din punctul meu de vedere este o blasfemie să spui că în starea aia desăvârșită, când Dumnezeu era cu omul într-o fericire desăvârșită pe care nicio ființă umană la ora actuală nu o poate concepe, este o blasfemie să spui că omul nu era liber. De ce? Că nu era satan. Dar să spun oamenii astăzi. O, trebuia să fie satan, trebuia să fie ispita, trebuia să fie păcatul. Că altfel omul nu era liber, nu avea libertatea de alege. Oamenii apreciază astăzi mai mult opțiunea răului decât trăirea în fericire, o dignă pace desăvârșită cu Dumnezeu, fără această opțiune a răului. Și asta este o tragedie, pentru că gândim în felul acesta despre Dumnezeu. Când omul era singur, cu Dumnezeu, fără satan, fără păcat, fără ispită, omul era cu adevărat liber. Omul era cu adevărat liber. Când a păcătuit și a ascultat de satan, atunci a fost făcut rob uh, păcatului. Gândiți-vă cum vom fi noi în veșnicie. Vom avea noi opțiunea răului? Răspunsul este nu. Vom putea noi păcătui? Răspunsul este nu. Vom fi liberi. Dacă cineva spune, păi dacă nu am opțiunea răului, nu sunt liber. Înseamnă că în cer va fi starea absolută de robie. De robie! Nimeni nu va fi liber acolo. De ce? Pentru că nimeni nu are opțiunea răului. Nu are puterea, nu are voința de a face răul. Deci așadar că sunt atâtea dovezi și atâtea elemente, atâți factori, atâtea aspecte care ne arată că libertatea adevărată este când nu mai poți păcătui, nu când poți păcătui. Avem apoi afirmația aceasta că nimeni nu vrea să se căsătorească cu forța și că asta ar fi o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a dat un fel de libertate ca noi să alegem să fim mântuiți, noi să alegem să continuăm în această mântuire. Nimeni nu vrea să se căsătorească cu cineva prin forță. Ce fel de căsătorie în Dar este un argument fals și este un argument fals pentru următoarele motive. Nu este aceeași natură a modului de lucru a lui Dumnezeu cu modul de lucru a omului în relațiile cu ceilalți oameni. Două tipuri de lucrări complet diferite, din două categorii diferite. Și am mai atins lucrul acesta uh, parțial până acum. Scriptura ne arată foarte clar, Dumnezeu folosește cea mai mare forță din Univers ca să ne mântuiască. Puterea Dumnezească, tot puternicia lui. Asta este necesar ca noi să fim mântuiți. Nimeni nu vrea să căsătorească cu forță, cu siguranță că așa sunt lucrurile între oameni, dar în mântuirea noastră nu că este necesară. Nu va să săvârși absolut nimic, nu va produce absolut nimic mântuirea noastră decât puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Ăsta este singurul mod în care putem avea speranță de la mântuirea cuiva. Dumnezeu nu ne mântuiește, vreau să spun clar lucrul ăsta, împotriva voinței noastre. Cine mântuiește în ciuda voinței noastre. Oamenii nu vor să accepte lucrul acesta sau nu vor să-l înțeleagă că Dumnezeu poate lucra în inimile noastre asupra voințelor noastre, să le miște ca pe un râu, să le direcționeze unde vrea el, fără să le distrugă. Fără să le sfărâme ca pe un vas. Fără să le, pur și simplu, să facă cu totul altceva de ce a fost înainte. El le recreează, el le reformează, el le aduce la o stare la care el ar fi trebuit de fapt să fie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne forțează, Dumnezeu nu ne distruge voințele, dar el lucrează în ciuda voințelor noastre, nu împotriva lor și Dumnezeu lucrează cu forța lui supranatural pentru a recrea sau a reformat aceste voințe. În ton cu afirmația aceasta. Este următoarea în care fratele spune că Dumnezeu nu vrea să fim roboți. Asta este un argument sentimental. Nu vrea Dumnezeu ca noi să fim ca niște roboți, care gata, acceptăm tot ce spune el, fără să avem dreptul la nicio decizie. Nici cei care sunt declarați calviniști, nici reformatorii care au susținut doctrinele calviniste, nici cei care astăzi se atașează de doctrinele Harului și nu cred în pierderea mântuirii și cred în păstrarea în har și cred în predestinare și cred în harul irezistibil, niciunul dintre ei nu se simt, nu predică, și nici nu spun vreunul dintre ei că am fi roboți pentru simplul fapt că Dumnezeu ne păstrează în har. Ce spunem noi este că felul de lucru al lui Dumnezeu este diferit de felul de lucru al oamenilor, că este un mod tainic de lucru al lui Dumnezeu, supranatural și Scriptura ne arată suficient de clar lucrul acesta. El produce în noi voința, dorința și înfăptuirea. Lucrurile acestea vin de la Dumnezeu. Le face lucrurile acestea împotriva voinței noastre? Nu. Le face în ciuda voințelor noastre? Da. Voința noastră este înclinată spre rău, dorințele noastre sunt înclinate spre păcat și totuși într-o zi îl dorim pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El a pus dorința asta în noi. Cum a făcut lucrul ăsta? Nu știu. Și nici nu contează cu adevărat. Contează să înțelegem că toată gloria pentru această lucrare se duce la Dumnezeu. Că inimile noastre ar trebui să depindă în totalitate de Dumnezeu până la punctul în care vorbim despre voințele noastre și despre cele mai mici dorințele noastre sfinte ca niște lucrări supranaturale, ca niște intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în viața noastră. Avem apoi acest eveniment uh, la formarea noului legământ când Dumnezeu pune deoparte viața, deoparte moartea, deoparte binecuvântarea, deoparte blestemul, deoparte păcatul, deoparte sfințenia. Și Dumnezeu spune, alege astăzi. Așa a fost întemeiat vechiul legământ. Și lucrul acesta este folosit desori pentru a demonstra libertatea omului de a alege, de a se întoarce la Dumnezeu, de a se pocăi și de a trăi și de a rămâne în sfințenie. Lucrul acesta nu este așa. Nu poți folosi pasajul acesta nici pentru evangelizare, nici pentru a vorbi despre credincioși. Nici despre necredincioși, nici despre credincioși nu poți vorbi luând pasajul acela. De ce? Păi în primul rând, că să este o prezentare de inaugurarea vechiului legământ. Prin lege Dumnezeu a arătat omului incapacitatea voinței umane. Asta a făcut Dumnezeu prin lege. Asta a făcut Dumnezeu atunci. Asta a făcut Dumnezeu că le-a dat opțiunile. Alegeți viața. Au ales poporul Israel istoric vorbind viața, nu s-au prăbușit în păcat. Au fost exilați, s-au împlinit toate acele promisiuni negative ale legământului. Că Dumnezeu va lovi cu blestem în ei, cu ciumă, vor fi dați în mâinile dușmanilor și la urmă vor fi scoși afară din țară. Asta s-a întâmplat. Ca o demonstrație a ce? Ca o demonstrație a faptului că atunci când legea este în exteriorul nostru și este propusă voințelor noastre, voința noastră atașată, legată de păcat, roabă păcatului, va falimenta în totalitate, în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Cum să folosești lucrul acesta astăzi, din nou, și pentru a pune presiune pe oameni să aleagă ei, să decidă ei? Când s-a demonstrat că există un faliment total în ce privește puterea voinței omenești. Voința umană nu are absolut nimic de a face cu mântuirea noastră. Nimic de a face. Voința recreată, reformată de Dumnezeu. Voința duhovnicească pusă de Dumnezeu în noi, da, aia are de a face. Dar voința veche, omenească, a firii vechi, nu are nimic de a face. Absolut nimic de a face, da? Necredincioșilor, în Noul Testament, niciodată nu ne se spune să aleagă astăzi. Citiți toate predicile apostolilor, citiți toate chemările Domnului Isus Hristos. Niciodată n-a spus alegeți astăzi. Niciodată n-a spus alegeți astăzi viața, alegeți astăzi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Nu găsim așa ceva în Biblie. Găsim poruși foarte clare. Pocăință credință, lepădare de sine, luarea crucii, Domnul Dumnezeu nu le-a spus să aleagă. Nu le-a spus să aleagă. Desigur, cineva va întreba, păi ce, e mai ușor să te pocăiești decât să alegi? Nu e mai ușor. Dar chemările nu sunt acestea de a alege. Și nu avem dreptul să folosim un asemenea pasaj care a fost rostit într-un moment crucial, unic din istorie, când Dumnezeu a început să lucreze cu poporul Israel ca națiune, pe baza unui legământ, făcând această chemare și să atribuim această chemare credincioșilor sau necredincioșilor în evanghelizare. Nu are niciun fel de legătură. Credincioșilor din Noul Testament, pe de altă parte, li se dau cu totul alte promisiuni în ce privește legământul în care ei sunt. Dumnezeu nu le spune credincioșilor din Noul Legământ, alegeți astăzi. Când Domnul Isus întemeiază Noul Legământ și prezintă promisiunile Noului Legământ, când citești Evrei, capitolul 8. Capitolul 9, citat promisiunile noului legământ. Nicăieri Dumnezeu nu spune, uite, astea bine cu alegeți astăzi. Hristos nu spune ucenicilor la cina cea de taină, instaurăm noul legământ sau instaurez noul legământ în sângele meu. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Nu mai găsești așa ceva. Ce promisiuni găsești în noul legământ? Promisiuni pe care Dumnezeu le împlinește în noi. Voi pune frica de mine în ei ca să nu se depărteze de mine, spune Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Le voi ierta păcatele și nu voi mai aduce aminte de ele. Voi pune în ei cunoașterea de mine. Toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Nu și voi mai spune unul altuia cunoaște pe Domnul. Că -și toți mă vor cunoaște. Sunt uh, niște lucrări supranaturale, infailibile, irezistibile ale lui Dumnezeu în toți candidații beneficiarii privilegiații noului legământ. Toți sunt păstrați de Dumnezeu. Toți cei pentru care moare Hristos sunt păstrați de Dumnezeu, sunt câștigați de Dumnezeu. Toți, fără excepție. Există o eficiență de 100%, proporție de 100%, în toți cei care sunt beneficiari a Noului Legământ. Niciunul nu îi se spune să aleagă. Citiți Eremia, citiți Ezechiel, citiți oriunde găsiți vorbindu-se despre Noul Legământ, întotdeauna Dumnezeu este autorul cel care împlinește cerințele Noului Legământ. El este, nu omul. Voi scoate inima de piatră, le voi da o inimă de carne. Voi șterge păcatele lor, voi ierta păcatele lor, voi pune frica de mine în ei. Nu le propune Dumnezeu niciun fel de alegere. Durerea mea, și acesta este un motiv pentru care fac asemenea clipuri, este pentru că credincioșii astăzi se întorc din nou pe frecvența vechiului legământ. Se întorc din nou la condițiile vechiului legământ se întorc din nou la modul de lucru al vechiului legământ. Dacă faci asta, ți se dă asta. Dacă faci cealaltă, ți se dă cealaltă. Dumnezeu în nouul legământ nu mai vorbește așa. Dumnezeu în nouul legământ spune că și-a ales o sămânță de urmaș. o mulțime pe care nu poate număra nimeni. Dumnezeu îi va scoate din starea de depravare, Dumnezeu îi va regenera, îi va mântui, le va da pocăință, le va da credință, va pune frica de el în ei, le va da cunoaștere de Dumnezeu și îi va păstra până la capăt. Care a început această bună lucrare, o va duce la bun sfârșit. Au ei voința? Nu o au. Și dacă nu au, cum îi va ține Dumnezeu? Împotriva voinței lor, nu le va da el voința. Acesta este modul de lucru al lui Dumnezeu în nou legământ. Spune-te să anuncem Pavel că Dumnezeu lucrează în noi orice dorință de bunătate, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință. El ne dă credința, El ne dă fapta credinței, El ne dă dorința, El ne dă bunătatea, dorința de a face bunătate, împlinirea acestei bunătăți. El ne dă voința, El ne dă înfăptuirea și nu spune alege tu voința. Nu este o absurditate logică, filozofică, biblică, din orice punct de vedere. Acestea sunt modalitățile de lucru al lui Dumnezeu în noul legământ. Dragi prieteni, în acest clip am vrut să vă prezint o alternativă a modului în care poate fi privită lucrarea mântuirii. Și nu este doar o alternativă. Nu este doar o opțiune pe care puteți să o primiți sau nu puteți să o primiți. Acesta, cred că este modul în care Dumnezeu vorbește în Sfânta Scriptură despre mântuire. Și noi trebuie să adoptăm perspectiva lui Dumnezeu despre mântuire. Mulți oameni, din păcate, oameni sinceri, oameni bine intenționați, oameni credincioși, oameni cărora Dumnezeu le-a dat bine în lucrare. Mulți oameni adoptă filozofii omenești, gânduri omenești despre Dumnezeu, gânduri omenești despre mântuire, gânduri omenești despre starea omului de păcat și le importă în lucrarea de evangelizare. Și rezultatele bune sunt în ciuda acestor filozofii omenești, în ciuda acestor gânduri omenești. Rezultatele rele se datorează importării acestor gânduri omenești în lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să facem. Ce mi este să ne întoarcem la gândul lui Dumnezeu, la concepțiile lui Dumnezeu despre sine, despre noi, despre Domnul Isus Hristos, despre lucrarea mântuirii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea această lumină spirituală, această înțelegere asupra uh, acestor lucruri despre care am discutat.